bună și bine ați revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Nu știu câți dintre voi sau câte vă mai așteptați să vin eu în fața voastră cu încă un proiect după toate cele demarate la începutul lunii ianuarie, dar mai am încă unul căruia deja i-am dat startul, însă nu am reușit să fac un clip ca să vă explic despre ce este vorba. Proiectul pe care vreau să îl urmez tot anul acesta se numește Pandose Eyeshadows și se referă la faptul că trebuie să îți alegi câteva farduri pe care să le termin până la sfârșitul anului sau măcar să atingi tăvița. Însă eu voi face acest proiect ușor modificat pentru că nu voi alege exact acest fard sau acesta, ci pur și simplu voi lăsa lucrurile să decurgă de la sine și vom vedea pur și simplu la sfârșitul anului pentru câte farduri am atins tăvița sau chiar le-am terminat. Și voi implica în acest proiect paleta Also Special de la Sleek, paleta una dintre cele mai folosite de altfel din colecția mea. După cum puteți vedea aici, acest fard are tăvița expusă destul de bine și pe acesta chiar îmi doresc să îl termin până la sfârșitul anului, cu toate că cel mai probabil în următoarele 3 luni, să zic așa, va fi golit. Acesta de aici, acest cărămiziu frumos, este și el destul de folosit și cred că în curând voi atinge și aici tăvița. În schimb, pur și simplu voi lăsa lucrurile să vedem așa. Vreau să le folosesc pe toate, cât de mult, cât de mai multe combinații posibile și o să vedem în update-urile care vor urma din 3 în 3 luni cam care va fi progresul cu această paletă. Însă zic eu că dacă voi atinge cel puțin încă alte 3 tăvițe în afară de aceasta, voi fi destul de mulțumită. V-am mai spus, eu cred că în clipul în care v-am prezentat colecția mea de machiaje, că vreau să fac ceva smokey eye cu acest nu știu cum să-i spun, vinețiu, așa, un mov foarte, foarte închis și acest gri petrol și vor urma și ele în perioada următoare. Dar, da, pentru că am totuși de ceva timp această paletă, este cumpărată după cealaltă Sunset, pe care deja am scos-o din colecția mea și nu aș vrea să ajung în această situație și cu această paletă și anume să fiu nevoită să o arunc și să nu fie suficient de folosite fardurile, chiar dacă mai am și alte palete, dar am zis că vreau să mă concentrez mai mult pe aceasta ca să evit risipa, pentru că despre asta este vorba anul acesta, să evit risipa și sper să vă inspir și pe voi să faceți același lucru, așa că punem această paletă în proiect. Dacă vă place acest proiect, dacă vă surâde ideea și credeți că este una frumoasă, un proiect care merită, vă invit și pe voi să vă alegeți o paletă din colecția voastră. Poate nu neapărat o paletă să o folosiți toată, dar măcar unul sau două farduri care credeți voi că le aveți de ceva timp și că nu le-ați folosit destul și să nu le aruncați așa, pur și simplu să aruncați bani pe fereastră, pentru că sincer cam așa văd eu, m-a durut sufletul, ca să zic așa, între ghilimele, când am făcut revizia în colecția mea de produse și de make-up și de îngrijire și am găsit toate cele produse pe care le-ați văzut în clipul de declutter. Dacă nu l-ați văzut, am să vă las aici în bara de descriere un link pentru a-l vedea și pe acela. Mi-a părut rău, sincer, pentru că au fost produse pe care aș fi putut să le termin, pe care aș fi putut să le folosesc și să nu le arunc poate pe jumătate pline sau chiar pline. Dar asta este, m-am organizat și sper să rămân în același ritm până la sfârșitul anului, în care voi avea un focus pe toate produsele mele și să le folosesc în mod cât mai eficient și să nu mai fac risipă. Bun, am amețit cu toată treaba asta cu risipa, în fine.
Dacă v-a plăcut acest clip, dacă vă place ideea, arătați-mi cu un like. Nu uitați, pe mine mă găsiți aici, zic eu, cam o dată la două zile. Cam așa mi-am propus să postez cel puțin pentru următoarea perioadă, 3-4 luni și așa, până nu se aglomerează lucrurile mai mult în viața mea privată. Și da, cam asta este ideea. Dacă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți, trebuie doar să dați un click. Acolo scrie abonează-te, este gratis, dar pentru mine contează foarte mult. Iar dacă deja ați făcut acest lucru, vă mulțumesc din suflet și vă aștept tot aici într-un video următor. Iar până data viitoare, vă pup și aveți grijă de voi. Pa!